La mică depărtare de șleacul ce leagă Mândâcul de Cotova, localități de pe meleagurile Drochiei, se ivește printre arbuști o clădire cu arhitectură netradițională. Unii zic că seamănă cu casele chinezești, alții o aseamănă cu arhitectură poloneză. Oricare ar fi adevărul, vă propunem să faceți cunoștință cu conacul boierului Ohanovici. Vila cu parc din Mândâc este un loc enigmatic, atât prin istoria apariției sale, cât și prin legendele legate de ea. Până ajungem să la cele mituri ce învăluie conacul în mister, să vorbim mai întâi despre lucrurile pământești. Complexul arhitectonic Vila cu parc Mândâc a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe proprietatea boierului de origine poloneză Caietan Ohanovici. La porunca sa pe moșie au fost construite de către localnici 7 clădiri, printre care și conacul proiectat de arhitectorul Alexandru Bernardazzi. Teritoriul acesta a fost un conac al unui boier Caietan Ohanovici, care strângea origine din Polonia. A fost vilă, așa se chema, el a avut cândva 1000 de ari. Erau vreo 100 de gospodării țărănești care el argățau la dânsul, munceau. Au fost... s-a început a construi, scriu alte date din 1890, el mai vechi a început a construi de prin 1877. Conacul boieresc are 2 etaje și 5 intrări, deși doar 2 dintre ele sunt cunoscute. Cei care îl știau pe boier spuneau că el nu ieșea niciodată pe ușa pe unde a intrat. Se pare că era tare precaut în toate boierul nostru. Oare de ce? Ne întrebăm noi. Pereții groși, construiți din cărămidă adusă de peste Prut, au ajutat clădirea să stea locului mai bine de un secol. Starea în care a ajuns acum nu ne încurcă însă să ne imaginăm măreția ei de cândva. Și în beciul de care este legată o veche legendă, ce zice că de aici începe trecătoarea către o fântână, la care boierul era văzut adesea, și continuă către cavoul familial. Nu am găsit urma trecerii, pe semne că dacă o fi existat vreodată, a fost bine ascunsă de către ochii curioșilor. A fost sădit într-un timp record de 40 de zile, ceva inedit pentru acele timpuri. Se pare că la vila boierului urma să sosească din Polonia amanta sa și boierul ținea morțiș să o surprindă cu ceva excepțional. Au fost aduși copaci crescuți în parcurile din apropiere și așezați după anumite criterii filozofico-simbolistice, cunoscute doar de stăpânul moșiei. În lacurile vilei a fost adus pentru prima oară în Basarabia crapul oglindă. De, cu dragostea, nu te pui! Se crede că parcul ascunde și acum o multitudine de elemente cu semnificații simbolice și sensuri filozofice, care așteaptă să fie descifrate. A fost parcul făcut cu copaci mari, au fost aduși săpați, chiar și de la țau au fost aduși, când învățam la școală învățător de istorie, mi-au spus că copaci de acolo i-au adus în 30 cu rădășini mari, i-au sădit, adică. Și, cum spune, parcul a fost sădit în decurs de 40 de zile, asta e corect. We'll be right back.
conacul boieresc și ne adâncim tot mai mult în parc. Căutăm enigmele, care la sigur se ascund undeva pe aproape. Mergem pe aleea cu fagi și ajungem la un podeț drăguț ce traversează un pârâiaș. La dreapta zărim o măsuță de piatră, așezată lângă un izvoraș care se neacă în mizerie acum. Aici obișnuia să se destindă boierul Caetano Hanovici, înconjurat de frumusețea naturii și de ciripitul păsărilor. Proiectul parcului se aseamnă cu Fructuria, grădină clasică din Roma antică. Cândva, dendroparcul era dominat de pomi fructiferi, camerii și nucul negru, fiind unul dintre cele mai reușite modele ale arhitecturii simbolice peisagiste. Plimbarea noastră continuă până ajungem în sfârșit la cel mai enigmatic element al parcului, cavoul familial. De dimensiuni relativ mici, cavoul din piatră de gresie are forma unui templu din vremuri îndepărtate. Cele patru coloane fără bază de la intrare în cavou sunt sobre și robuste, aidoma prostilurilor din Grecia antică. Acum interiorul construcției funerare este betonat, ca nimeni să nu mai aibă acces în controversata încăpere. Din străbuni se spune că pe frontispiciul criptei era scris: nu-i treziți pe cei ce și-au găsit sălaș veșnic aici, căci mânia mare a lor va fi împotriva tulburătorilor. Subsolul adâns la cavou, 6 încăpieri pentru sicrii, pentru familie, dar nu au fost îngropați, din câte știm, nici o rudă. Au fost slugă, două slugi și o fetiță de-am îngropat prin anii 50, de câte un șef al gospodăriei pișicului care s-a aflat aici vreo 4-5 ani. Fetița a decedat subit la câteva luni după ce tatăl său a profanat cavoul și a scos mai multe oseminte de acolo. Îndurerat de pierderea unicii sale fiice, bărbatul a înmormântat-o în această criptă. Odată cu ocuparea conacului din Mândâc de către sovietici, cavoul, ca și alte clădiri, au fost sistematic devastate. Interesant lucru că în unul dintre sicrii a fost descoperită o floare vie de toată frumusețea. Planta, păstrată într-o soluție necunoscută, părea proaspătă, ca la puțin timp după scoaterea ei din sicriu să se ofilească. Mormintele au fost devastate tare, sicriile le-au faramat, poate căutau în ele, poate căutau ceva. Și aici se spune, când au deschis o intrare de asta la un sicriu, acolo au găsit o floare care era de mult. E corect, nu e corect, dar spune că s-a ofilit. Nici acum nu este sigur dacă boierul a fost sau nu înmormântat în cripta de pe moșia sa. Un lucru însă este cert. Familia sa a avut un sfârșit tragic. Unii argazi de-a lui Iohanovici credeau că moșierul și apropiații săi au fost blestemați de către o femeie din Mândâc. Motivul era o presupusă relație dintre boier și fiica sa, pe care bărbatul a abandonat-o însărcinată, iar fata s-a sinucis. La scurt timp, boierul și-a pierdut ambii copii, din această cauză a înnebunit, iar soția sa s-a refugiat în România. Blestemul se pare s-a bătut și asupra moșiei sale, care degradează pe an ce trece. Deși a fost cândva unul dintre cele mai luxoase vile din Basarabia, s-au distrus capela, frumoasa fântână a boierului și balcoanele de sticlă, au fost furate căminile și plăcile de marmură. Mulți se întreabă retoric, oare unde a fost ascunsă averea boierului Iohanovici? Răspunsul, cred unii, se află chiar aici, în parc. Doar că la bogățiile sale ar putea ajunge doar cel care va pune cap la cap puzzle-ul simbolurilor vilei din Mândâc. Așa că vă provocăm să veniți aici, să luați loc la masa de piatră și să meditați bine. Nici nu știi de unde sare norocul.